Este bucuria unor oameni care sărbătoresc calificarea națională în optimile de final ale campionatului european, calificare într-o fază finală a unui turneu final după 24 de ani. Cu siguranță că mulți dintre cei care s-au bucurat, așa cum ați văzut aseară, nici măcar nu erau născuți sau erau prea mici să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat în anul 2000, când România s-a calificat ultima dată în optimile de finală ale unui campionat european. O performanță absolut fabuloasă, sărbătorită pe măsură de niște oameni care cu siguranță că nu sperau, că nu-și imaginau, poate că mulți dintre ei au și criticat echipa noastră națională, nu cu mult timp în urmă, dar România s-a calificat în optimile de final ale campionatului european și urmează să întâlnim Olanda, adversar deosebit de complicat, dar, așa cum spune multă lume și pe bună dreptate, de acum înainte totul este un bonus și orice s-ar întâmpla, această echipă merită aprecierea noastră. Marius Baciu alături de mine, va veni și colegul Dragoș Borchină, pentru că la această oră este tragerea la sorții a grupelor Ligii Campionilor și în preț de câteva minute lipsește de lângă noi. Bună Marius. Seara! Bună seara, seara România! Din păcate pentru tine n-ai trăit momente din astea sau nu, ai, nu că nu l-ai trăit ca și suporter, ci ca și jucător? Ca și jucător, doar în preliminarii n-am reușit să prind un turneu final. Dar pentru asta... Pentru asta sunt foarte, foarte bucuros sau cel puțin trăiesc niște momente care chiar de mult. Eram la un moment dat așa parcă nu mă interesa. Resemnat, ca toată lumea. Cu cine mă întreba despre fotbal? Bă, dar echipa națională. Chiar echipa națională a tresărit ceva. Și aici ar fi important să, nu doar noi, ca suporteri, ca fost jucători de fotbal sau ca ziariști care trăim în fenomen, dar cred că aici trebuie să fie un impuls pentru multă lume și vedem, în ziua de azi vedem politicieni care se bucură, dar n-aș vrea doar să se bucure, pentru că nu-i atât de simplu să ajung la performanțele care le fac echipele mari. Performanțele se fac prin sacrificii și prin a motiva și pe a bucura, în primul rând, copiii. Pentru asta trebuie să investim. Multă întâmplare să ajungem la multe. Înainte nu eram atât de... Știu, eu n-aveam atâtea preocupări, poate. Generațiile din urmă era altceva. Erai preocupat pe fotbal, erai preocupat pe a te juca. Dintr-un joc a ajuns să faci performanță. Ca și la mine și care mulți alții. Dar acum trebuie să dăm multe lucruri, să facem multe lucruri care nu doar cluburile, nu doar investitorii, trebuie să vină din spate, să investim în, asta e părerea mea, să ne motiveze ca politicul să investească mult mai mult în infrastructură, în terenuri de fotbal, nu doar în, vedem terenul foarte bun care se joacă și au apărut terenuri, bravo, au apărut, felicitări, chiar au apărut, dar trebuie stadioane, să investim stadioane, mai mult în baze sportive. Asta trebuie să le pun la dispoziția orașelor, localităților, nu doar când facem un sintetic, aici trebuie o investiție foarte mare și vorbim de Olanda aici, vorbim cu ce ne batem noi, cu Belgia, să nu ne ducem, vreau să vorbim de Croația. Adică toți au investit care foarte mult. N-au prins optimile de finală în cazul Croației. Noi suntem un, pentru noi, să zicem că e o surpriză. Nu, suntem o surpriză, cu siguranță. În ceea dar ce o surpriză pe un joc, pe o dăruire fantastică, pe ceva care chiar nu ne așteptam. Eu nu mă așteptam, cel puțin de la ultimul joc, eram în studio, vedeam o echipă cu Liechtenstein, parcă mi-aduc aminte, chiar amical, ultimul meci amical. Ultimul meci amical și cu care, Bulgaria înainte. Și cu Bulgaria înainte. Dar vorbeam de ultimul meci. Da. Parcă, nu știu, mi-aduceam aminte și eu când eram jucător la Steaua, mai aveam câte o catastrofă din asta de meci care parcă venea la să te lași de fotbal. La te ducea gândul. Și te ducea, mamă, nu ne iese. Dar poate că a fost un... Știi cum se întâmplă? Din păcate, sper să nu se întâmple asta. Olandezii spun acum, ca să-și facă și ei curaj prin presă, dom'le, s-ar putea să ne fi prins bine perioada asta proastă pe care a avut-o Olanda, pe campionatul ăsta european, să se trezească. Sper să nu li se întâmple asta, dar acum așa gândesc olandezii cum gândeam noi înainte de Euro. Dom'le, am jucat slab cu Bulgaria, am jucat, poate că acum vine și momentul. În sigur că, în mod normal, mersul atât de bun nu l-a aștepta nimeni. Discutăm, parcursul atât de bun. Într-adevăr, discutăm de o echipă foarte valoroasă. Individualități sigur fantastice. O istorie de la Cruyff încoace au format un sistem no, care l-a urmat, l-a urmat multe echipe. Dar ăsta european, dar... foarte... Bine, și Franța a arătat foarte rău. Mai multe echipe, mai sigur multe... Sigur că atunci când spunem rău, plecăm de la ceva, de la niște așteptări pe care le avem de la Olanda și de la Franța și de la Anglia. Nu, în eu nu vreau să mă gândesc top... că... Nu vreau să mă gândesc, hai să ne bucurăm. Corect, am picat cu Olanda. Dar un meci la un campionat european poate să fie foarte mare surpriză. Eu nu cred, am auzit niște
interviuri, chiar la olandezi și ce discutau, nu e ușor cu noi. Chiar dacă unii ne persiflează și fac oarecum, bun, am avut noroc de pe locul 3 să ne calificăm. Acum, să fim sinceri. Corect. Tu, Olanda, adică gândește-te acum să te pui în pielea olandezilor. Termin pe locul 3, cu capul în pământ. În pământ. De-abia ai terminat grupa aia, că n-au avut ce alegeri de nia austriecii în ultima, în ultimul meci, așa excepțional. Corect. Te duci cu capul în pământ și dai de România. Că așa se așează, de fapt așa te așează Portugalia, că până și presa spune duceți-vă, le-a zis ceva de genul, duceți-vă în genunchi și mulțumiți-le portughezilor pentru traseul ăsta pe care îl are Olanda, care să sperăm că nu se întâmplă, mai departe România sau Olanda, în sferturile de finală, cine se califică, va întâlni învingătoarea dintre Austria și Turcia. Accesibil. Că nu, Austria mie... și Turcia acum, nu înseamnă că sunt și oare. Da, nu înseamnă bineînțeles, că sunt, bineînțeles. Da. Austria mi se pare mie un forță. Bună, asta. Bună. Mi s-a părut una din echipele care eu le apreciez foarte mult pe începutul ăsta de campionat european. Nu va fi ușor la nicio echipă. Nu, Austria a fost fără doar și poate. Surpriză plăcută. Turcia la fel. Eu pe Turcia i-am văzut în Belgia, fusese în Belgia la Genk într-o experiență pentru mine și au jucat un meci amical în același timp cu, în timpul care am fost eu cu Japonia. Chiar pe un meci amical cu... Am văzut și la ei niște calități fantastice. Chiar mult. Dacă au pierdut contra Japoniei, dar am văzut niște... O echipă foarte, foarte bună. Bun, ne întoarcem apoi la noastră. Noi, și cu Belgia, noi n-am arătat rău deloc. Ne-am jucat cu o echipă bună, valoroasă. Am întâlnit unii dintre cei mai buni mijlocași din lume. Poate că jucători care... Cu siguranță rar, sunt. Și iarăși mă întorc, au... un abecedar belgenii care e de învățat pentru toată Europa. În Belgia vin și studiază mari cluburi ale Europei. Pentru că Belgia, Franța astăzi sunt cele mai bune pepiniere de unde pleacă ei. Nu, și vedem câte echipe câte de top au fotbaliști belgeni. Belgeni și francezi. Că vorbeam de francez, nu mai Olanda, știm același lucru. Și jucat în Franța. Doi am ani, jucat doi ani și un pic am jucat la Lille. La știu că atunci Lille avea două școli de fotbal, una în Senegal, una în Camerun. Și, bineînțeles, Academia propriu-zisă. Nu știu, venea unul sau doi jucători pe an, dar ei deja erau dezvoltați la un nivel extraordinar, la nivel și internațional. Se în toate țările lor, unde erau francofoni. Olanda, același lucru. Olanda sunt aceeași preocupare, același lucru pentru a crește. Știm Ajax, nu mai avem ce discuta. Da. Echipe adică care ei... trăiesc din vânzarea de jucători, care sunt obligate să crească jucători, pentru că nu se pot pune cu marile forțe acum să cumpere, să se lupte cu ei la nivel de salarii, de bugete. Și trebuie să vândă. Pentru ei, pentru olandezi, eu sunt ferm convins că nu le convine nici lor un joc cum e jocul României. Jocul României e un joc foarte complicat. Nu e ușor deloc. Și asta nu înseamnă că spun că e un joc urât. E un joc care noi am arătat, mai ales cu Ucraina și în multe momente, chiar și cu Belgia, care pur și simplu ne-am scos, am maximul, felicitări Iordănescu, Edi, cum a reușit să scoată maximul din băiețește. Vorbesc de poziționare, vorbesc de sistemul tactic, vorbesc de cum și-au ocupat zonele, vorbesc de agresivitate, vorbesc într-un tot. Cum au procedat și cum au scos maximul și nu Ucraina, Ucraina o juca slab, pentru că i-am forțat noi să joace. Eu am văzut slab. Ieri, eu m-am uitat simultan și m-am uitat la televiziunea belgiană. Am avut televiziunea belgiană, Belgia-Ucraina. Puțină lume s-a uitat la Belgia-Ucraina. M-am uitat în paralel. Sunt curios să văd cum arată transmisiunile lor, în sfârșit, studiourile lor. Doamne, ce bine a jucat Ucraina. Belgia a tras de timp, în finalul meciului trăgea de timp să nu piardă, să nu plece acasă. Trăgea de timp Belgia, erau la corner, stăteau cu mingea acolo să se termine meciul 0-0. Și ce meci bun, ce ocazie a avut Ucraina pe final de meci să câștige partida. Sigur. Și să trăită... Am văzut doar rezumat. Fai pentru mine. Ce bine, Ucraina, o echipă bună, Ucraina, ce să mai vorbim. Orice, bună, nu bună. Discutăm de valoare individuală, ca și echipă, corect, Olanda. Dar și noi, când eu când jucam la Steaua și jucam cu o echipă considerată mai puțin mai valoroasă. Da. De multe ori aveam foarte mari probleme. Mai bine îți convenea să joci cu Dinamo, mai bine îți convenea să joci cu Craiova, pentru că încearcă să joace, adică se te lasă, ei, să da. Deschizi și ei. Noi dacă nu o să luăm gol, adică cum o să pregătim și cum o să fim foarte bine organizați, nu o să le fie ușor, nici la olandezi cu noi. Și văd motivația noastră, văd jucătorii motivația foarte... Motivația e la cotele cele mai înalte posibile. Deci, sincer, e un motiv pentru care am ajuns aici. Văd încrederea oamenilor. Asta motivează. Vezi că încrederea... aici și vezi că se poate.
Și repet, mă, n-avem nimic de pierdut. N-ai nimic dacă de pierdut, are cineva ceva de pierdut, aici Olanda, adică, în România. Sigur că da. Bă, și o să, ce se poate întâmpla decât să fie bine? Adică 100% vom face un meci mare. Suporterii ăștia stau așa și mă gândesc, mă, să fi plecat după meciurile cu, cu așa, exercițiul de imaginație, după meciurile cu Bulgaria și Liechtenstein, să te fi dus undeva pe o insulă, să nu fi avut acces la internet, la telefon, la presă, la nimic, să te fi întors acum acasă, după cât au trecut? 3 săptămâni? 3 săptămâni. Și mă, ceva e o greșeală, în imaginea asta nu pot fi de azi. Nu s-a putut întâmpla așa ceva cât am simțit eu. Știu din zona noastră, din zona Mediașului, au plecat vreo 4-5 microbuze. Microbuze vorbesc, bun, de la Sibiu Autobahn, într-adevăr. Microbuze cu fulare. Și acum e și mai aproape, că e la München. Mai e aproape la... decât corect. Köln sau Frankfurt. Dar e un impact fantastic. Este impact. Deci, bun, este. Sunt uite, foarte, mulți, este. Sunt foarte este mulți români și în Germania. Da, da, da. Adică sunt foarte mulți români. Eu știu, zona Stuttgartului sunt foarte care au străzi deja pe românești. Strada magazine, Sibiului, ceva restaurante. Prin Gummersbach. Pentru mine spun ăsta, efectul ăsta, ceea ce vedem aici, adică, după figure aici, este clar că sunt niște copii care n-au trăit calificarea aia din 2000. Care nu l-au prins jucând pe Gheorghe Hagi. Nu, nu par a fi copii de 25 bun, de ani. Cosmin, vedem Germania, corect. Dar vedem ce se întâmplă în fiecare oraș, în fiecare sat, în fiecare comună. Da. Circul în România, când e meciul României, e pustiu. Pustiu. Deci asta înseamnă că lumea conectată... Nu putem juca mai des să fie și traficul mai bun. Așa să jucăm în fiecare zi. Deci, incredibil. Incredibil ce impact și incredibil ce... Că pentru suporteri are și Bedi Ordrescu un mesaj pe care l-a transmis astăzi, să-l urmăm. Trebuie să fac o reverență fanilor. Fabulos, efectiv. S-a întâmplat aici și sunt sigur că și în țară și nu numai. Orice român, oriunde s-ar afla pe, în orice colț al pământului, sunt sigur că se bucură pentru echipa națională și a fost pentru noi poate cea mai mare presiune de aici a venit. Am simțit că fanii sunt ca niciodată. Și spun asta și subliniez și mi-asum ce spun alături de echipa lor națională, ca niciodată. Și atunci presiunea a fost mare pentru că am vrut să nu-i dezamăgim. Ne-am dorit foarte mult să-i răsplătim pentru căldura, pentru suportul, pentru eforturile pe care le-au făcut ca să vină aici, să ne susțină. Le mulțumim. Eu, nu știu, cred că poate odată în viață ai posibilitatea să participi la un turneu și să simți atâta suport, să domine fanii tăi, stadionul și atmosfera în așa fel fabulos. Le mulțumim și, efectiv, nu am cuvinte să le arăt recunoștința. Referitor la echipă, sunt mândru de băieți. Îi felicit, sunt fabuloși, știam asta, am crezut în ei din prima clipă de când am venit și faptul că ei performează la nivelul ăsta înseamnă că am avut dreptate. Sunt mândru de ei. A fost un meci greu, în niște condiții incredibile și din punct de vedere al fenomenelor naturale și v-am văzut mai nervos decât de obicei. A fost tensiune mare, mi-am dorit mult, am vrut să ajut echipa, să fiu implicat. Am trecut prin multe, începând cu, nu știu, perioada calificărilor, furtuna din Kosovo, meci întrerupt la București, am stat 45 de minute la vestiare, fără spectatori prin Ungaria. Nu ne-a fost ușor, dar am depășit toate obstacolele și asta face cu atât mai multă cinste pentru băieții. Ați pariat pe Yanis Hagi în seara aceasta ca titular. Da, valoarea lui e 100% recunoscută de noi toți. Avem băieți valoroși, talentați. Talentul trebuie lucrat și trebuie construită mentalitatea pe care eu zic o avem acum ca să putem să vorbim de trecerea de la talent la valoare. Yanis e un jucător extrem de talentat și e adevărat că lui au lipsit jocurile, minutele. Acum ne așteptam ca pe fond de oboseală la jocul 3, el să intre cu prospețime, a intrat și în celelalte două jocuri, dar acum a intrat bine, a arătat personalitate și a luat o acțiune individuală și a produs acel moment care ne-a așteptat să egalăm. Cu siguranță inspirat, să-i spun bună seara și lui Dragoș Borchină, inspirat Edi, multă lume, să zic că strâmba așa când a strâmba din priviri, când a aflat că Yanis va fi titular. Ce să vezi? Mă, i-a ieșit. Lui Edi Ordănescu i-a ieșit. Nu neapărat ieri. I-a ieșit turneul ăsta final. Cum, necum. Și nu numai. Pentru că a criticat că n-a jucat cu Coman, apoi titular în meciul cu Belgia. Nu știu. Tragem linia. Astăzi și România a câștigat grupa. Dar nici nu mai intră în discuția. Da. Ce să mai... Yanis a demonstrat... Adică a demonstrat Iordănescu... Nu jucase cine știe ce până la meciul ăla. Trebuie să fim sinceri. Deci Yanis n-a făcut cine știe ce... Cât a jucat, că n-a jucat foarte mult. Și avea ceilalți jucători care erau potențiali titulari și atunci el l-a considerat
că Giannis e o soluție foarte bună. Știu eu, credea că vrea și poate să demonstreze. Era un număr 10 care era pe bancă. Adică eu eram sigur că dacă intră va da totul Giannis. No, asta multe, multe semne de întrebare. Poți să spui orice despre atitudine ca negație Giannis este ca toți ceilalți. Nu poți să-i reproșezi. Dar el a fost și rezervă și titular în preliminarii. Deci el oricum a făcut partea asta. El nu prea juca la echipa de club. Asta a fost problema lui. Dar la echipa națională intra și ca rezervă, intra și ca titular din când în când. Deci pentru el n-a fost ceva. Pe de altă parte, tu știi mai bine că ai jucat la cel mai înalt nivel dintre noi trei. El are și un stil de a dribla, de a ataca adversarul. Și asta provoacă pe adversar să facă faulturi de genul acesta. E vine foarte agresiv către adversar, ai văzut? Așa e și ieșit penaltiul ăsta. Un penalti care de fapt a avut două momente, că în primul moment nu fusese penalti, dar la a doua atingere, la al doilea contact a fost. E un jucător, în momentul în care sigur, te atacă atât de agresiv și tu ca apărător știi foarte bine că tu ai jucat apărător, e foarte greu să faci față unui asemenea atacant. Vine cu fața, de, sigur că da. 100% e un atu, e un atu da, pentru da. Și ambele picioare. Și ambele picioare. Giannis are personalitate, se gândea că poate să fie o soluție. Eu aștept în continuare mult mai mult de la el. Mult mai mult. Dar poate mai mult. Eu l-am văzut pe Giannis la Pigulea, când avea 10 ani. La Marcel Pigulea, ca să știe. L-am văzut la antrenament. Nu erau telefoanele astea pe vremea respectivă. Mă gândeam eu că dacă îl filmam, aveam niște imagini unice. Zi de zi. Giannis și cu Răzvan Marin. Cu Răzvan Marin acolo împreună, că e Răzvan mai, un pic mai mare decât el. La Pigulea, la Federație acolo, lângă Federație, lângă trenurile alea. Erau cu bunicii. Cu bunicii veneau amândoi. 10 ani, cred că și mai puțin, 9-10 ani. Da, știam că toți erau un talent mic. Și dar hai să-l ascultăm. Hai să-l ascultăm și pe Giannis, că a fost clar între deciziile inspirate ale lui Edi Iordănescu. Asta e la universitate acum. Și pe la Cluj și toate orașele din țară. Facem o poză toți? Da. O poză. Bravo, felicitări, spune-ne ce simți. Suntem mândri, cred că vorbesc acum în numele grupului, suntem mândri, deoarece responsabilitatea este imensă la echipa națională și, clar, ținând cont de performanțele echipei naționale în ultimii 10 ani, presiunea era una imensă, dar într-un final cred că să crezi în tine, noi am crezut în noi, avem ambiții, avem motivație, nu ne place să ne mulțumim cu puțin, suntem fericiți. Dar în același timp știm că am ridicat ștacheta. Și acum probabil toată lumea o să se aștepte foarte multe de la noi. Noi în continuare suntem, cred că, în progres ca și grup, trebuie să știți asta, nu cred că suntem la potențialul maxim încă. Tot ce se întâmplă acum pentru noi zi de zi este un progres pentru noi. Devenim mai experimentați, jucăm meciul la nivel cât mai înalt pentru echipa națională. Avem de câștigat. Acum pe zi ce trece avem de câștigat și cred că lumea trebuie să știe că nu suntem la potențialul maxim. Înțelegem că o să fie așteptări, dar noi ce putem să garantăm și să promitem este că vom da mereu 100% pentru echipa națională. Ce simți când vezi aceste imagini din țară și că știi că faci parte dintr-o generație care scoate din nou românii în stradă, așa cum a făcut-o, generația tatălui tău și a unchiului tău? Este un vis devenit realitate. Sincer, uitându-mă, eu am crescut cu tata, uitându-mă la filmulețe, la meciuri, când a fost COVID atunci le-am revăzut pe toate, o să rămânem în istorie, am făcut istorie în această seară, dar cum am spus-o, eu zic că suntem la început de drum, potențialul acestui grup cred că încă nu este la maxim. Au fost grele momentele acelea până a decis VAR-ul că este penalti? Au fost grele momentele de așteptare pe teren? Greu nu. Știam că este penalti. De asta m-am și dus și la Răzvan și la Nicu. Țipam că după regulile, cele mai noi reguli care sunt acum, nu mai poți să ai un dialog foarte încins așa cu arbitru, pentru că îmi scoate imediat galbenul. Deci încercam să țip cât de mult posibil la Nicu, să îi readuc aminte sau să-i spună că trebuie să vadă faza la VAR, că știam că este penalti. Avea dunga de la penalti, de la careu. Nu știu, ieșise pământ din ea și era clar că este în careu penalti. Tata, a fost să trecem și de optim. Tu ce zici? Nu știu, v-am spus, tata este un vizionar. El a avut, probabil a fost primul din România care a avut încredere în generația noastră, mereu a vorbit
la superlativ de noi. Mai de fiecare dată aproape am reușit să ajungem pe unde ne-a spus, dar trebuie să rămânem echilibrați pentru că este un campionat european, acum sunt fazele finale, e greu, o să fie greu, dar ne bucură că încă o dată și arată aprecierea și încrederea pe care o are și el în această generație. A venit furtuna cu noroc pentru Naționala noastră până la urmă, nu? Cum au fost acele momente? Da, venise de nicăieri, dar suntem un grup, zic eu, care ne adaptăm destul de repede și în calificare ne-am adaptat la diferite situații, acum la fel. Miohen, da, acolo unde a început totul. Întoarce. Da. Noroc. Doamne ajută, să fie noua Pasadena. Am văzut că știți să vă distrați, am văzut Mogoș cu DJ. Mogoș DJ, da. Cum au trecut cu boxa. Ați pregătit playlist-ul? Da, păi ele cu DJ-ul. Dar ce faci dacă se duce România până în finală? Că pe 14 e un eveniment important. Da, domnul, să avem problema asta și discutăm atunci. Să mulți seara, mulți ani. Felicitări, baftă! Bună asta, pentru cei care nu știu, am mai spus-o cu altă ocazie, e nunta lui pe 14, deci... Și mi se pare că și Drăguș are programată nunta. Nu vreau să greșesc, nu știu că neapărat în același weekend, dar acum, după campionatul european sau după când credeam că se termină campionatul european. Vezi că știi că lumea de multe ori ne-a acuzat și pe noi. Că n-am fost încrezători, că am fost sceptici pe noi, pe aici, dar toată lumea era păi, așa. Nu avea niciun element, niciun argument. Sigur că da. Dar ce dovadă mai bună vrei că nici jucătorii n-au crezut dacă și-au programat evenimente unice în viață și le-au programat pe parcursul campionatului european. N-au găsit sală. N-au găsit sala, poate da. Că Ianis o are și varianta a doua, următoarea săptămână. N-ai văzut că a zis el, asta să fie problema. Dar Ianis are vreo să facă nunta, o face la tatăl său. Acolo nu-i ocupat. Da, mă, ca idee, bineînțeles că nu. Și a zis, bine, el ar face orice, lasă-mă, amânăm nunta. Să jucăm noi finala și să ne încurcăm de treaba asta. Mă, niște chestii interesante de la campionatul european. Avem o singură echipă care a câștigat toate meciurile, una singură, care este Spania, adică singură cu maximum de puncte implicit. Pentru prima dată în istoria campionatului european nu avem nicio echipă care să nu fi câștigat vreun punct. Nu avem echipă fără punct câștigat. Prima echipă în istoria campionatului european care ratează calificarea cu 4 puncte, Ucraina. Bine, de când merge și locul 3, adică de când s-au făcut 26-24 de echipe. Că la început în anii 80-60, în sfârșit și în anii 2000, când erau grupe mai puține și se calificau doar două, au mai fost echipe cu 4 puncte. Dar de când se duce și locul 3, niciodată o echipă cu 4 puncte nu a ratat calificarea la promovare. Ce grupă? Da. 4-4-4. Oricare de pe primul loc putea termina pe primul. Repet, eu am văzut finalul meciului cu Belgia. Deci nu vreau să cred că belgenii pierdeau meciul pentru că plecau acasă. Plecau acasă belgenii. Deci, și avem o echipă, atenție, care s-a calificat în optim fără să câștige vreun meci. Slovenia. N-a câștigat niciun meci și s-a calificat în optim de final. Dar atenție că Slovenia, pe care mulți ar fi vrut-o și eu aș fi vrut-o în locul Olandei, sincer mie să fiu. Nu se pare o echipă ușoară. Nu este o echipă ușoară. Nu. A pierdut Slovenia un singur meci anul ăsta. Amicale, oficiale, ce au jucat ei, a pierdut un singur meci. Sigur că nu prea bate, sunt multe egaluri. Dar e o echipă greu de bătut, Slovenia. Foarte clar că organizată. Sigur că multă lume spunea că Portugalia s-a dat la o parte, i-a lăsat pe georgieni să câștige ca să joace cu Slovenia. Pentru cei care nu știu, dacă nu juca cu Slovenia, juca cu Ungaria. Mm. E bune, mă dau la o parte ca să joc cu Slovenia, să joc cu Ungaria. Da, da. No, adică nu cred că faci. Așa. A, că au jucat cu echipa a doua. Au ajutat rezultatele și bineînțeles că... Cristiano, totuși, cred că echipa a doua. Oricare proceda la fel. Dacă aveau 6 puncte, deci noi nu-i mai interesa. Și Spania a făcut la fel, să ne înțelegem, doar că Albania n-a putut să o bată. E echipa națională a Portugalii, discutăm, care au două echipe naționale. Și foarte bine Georgia, măi, oameni mult disperată. Georgia, fantastic. Toate, Georgia toate echipele acestea care... Ca și Albania, dar Albania n-a putut să bată Spania, că a fost la fel. Ok, asta se întâmplă. Asta este marele câștig al schimbării formatului, pătrunderii și unor altor echipe în turneu. Pentru că altfel aveam același campionat. Am mai vorbit noi aici, erau 14 în general echipe care așa, mai venea una, două care se mai schimbau. Dar practic aveam același campionat european, ediție de ediție, și era din ce în ce mai uzat. Întrebare, apropo de ce spune Cosmin, lăsând la o parte ce spune Cosmin, fotbalistic, ție ți se pare, Marius, că turneul e în regulă? Mie mi se pare că nu e un turneu slab. Deloc. Deloc, pentru că am văzut echipe... Bun, discutăm de echipele... outsidere, să zic așa, astea considerate. Astea au venit și l-au presat pe astea mari. Au venit cu un fotbal care au surprins pe multă lume, au surprins echipele ultimele mari. 4 echipe în clasamentul șanselor de a câștiga trofeul, să zicem, sub o formă sau alta, dintre toate echipele, prima șansă Anglia, în sfârșit Anglia, Franța, Spania, asta era ordinea. Și s-a dus în jos clasamentul. Ultimele 4 echipe erau Slovacia, România, Georgia și Albania. Slovacia, România, Georgia și Albania. Ce să vezi, 3 din astea 4 s-au calificat. Da.
care erau ultimele. Albania e singura din astea patru, nu mai știu care era ordinea. România nu era ultima, oricum, cred că Albania era ultima, Slovacia, Georgia erau ultimele, cu diferențe din astea mici la casele de pariuri. Atenție, oamenii au niște cifre, adică nu e nimic subiectiv acolo, nimic, totul corect, este corect, calculat la virgulă, da, da, nu așa? E, din astea ultime patru echipe, trei s-au calificat. Nu, repet, era clasamentul în privința șanselor de a câștiga campionatul european, dar și ultima repotă, nu știu, 1500, no, 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 în sfârșit. No, echipele, adică cel puțin pe mine, Austria. Austria este între cele pare, mai... Nu aș, mi se pare o forță. Cele mai plăcute surprize, da. Plăcute surprize din toate punctele de vedere. Nu știu dacă ca și nu chiar cea mai, că zice că Spania, nu, dar la Spania te așteptai. Nu, e altceva, adică... Spania e altceva. Joacă un fotbal cum îl știm, da, cu toții. Au niște jucători fenomenali. Dar la Austria am văzut, da, o forță fantastică, o organizare a jocului defensiv deosebită. Și presii este un presi, da, 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 da. Tu ai jucat în Germania. Am jucat și în Germania. Tu știi foarte bine cum e acolo. Pe mine, pentru mine e cea mai mare surpriză. Surpriză, cu totuși. Austria era o echipă. Încă toată când vorbim de surprize, ținând cont de așteptări, bineînțeles. Că și surpriză neplăcută este Anglia sau Franța, da, dar ne putem trece cu Anglia sau Franța câștigă. Ne ducem în spate puțin la începutul emisiunii când discutam de infrastructură. Austria la fel, au infrastructură și niște investiții în centre de copii fantastici. Red Bull Salzburg au una dintre cele mai mari academii din lume astăzi. Deci nu există pe pământ, da, mai, adică ceva să nu existe acolo. Păi hai ca să vezi apropo de infrastructură, că să vezi cum cerne sita. Deci am avut 24 de echipe la campionatul european, da? 16 s-au calificat, 8 au plecat acasă. Da? Deci 8 au plecat, din toate echipele au plecat acasă. Corect. Din astea 8 care au plecat acasă, 8 au plecat acasă, 7 dintre ele sunt din Europa de Est fostă comunistă. 7 din 8. Corect. Singura care nu e de acolo e Scoția, care cred că era și cea mai slabă dintre astea, să zicem, din Occident, din Europa de Vest, da? Da, Scoția. Și slăbuță. Adică în afară de Scoția, toate celelalte echipe, că le spun repede, Polonia, Cehia, Albania, Ucraina, Albania, toate sunt din Europa de Est. Bine, am pus și Albania în Europa de Est din punct de vedere politic. Politic, da, 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 da. Adică și din punct de vedere al infrastructurii, pentru că Europa de Est este în continuare în urma Europei de Vest din punct de vedere al infrastructurii, al bazei materiale, este, păi, este. Uite, rezultatul. Se și vede, da. Rezultatul. 7 din 8. Și repet, a 8-a aia din Europa, să zicem, occidentală, e cea mai slabă, cred, Scoția. Asta au plecat acasă. Exact. Asta au plecat acasă. Revenind la Austria, este cea mai bună generația lor de la cea lui Toni Polster încoace. Austria surprinde și pentru că ei n-aveau neapărat un stil foarte bine definit. Dar avându-i pe băieții ăștia în Germania, plus Academia lui Salzburg, și-au definit într-un final un stil. Și-au venit cu altceva. Austria niciodată nu a excelat, adică niciodată nu i s-a părut că Austria a fost o echipă senzațională, nici cu cele mai bune generații ale lor. Corect. Dar acum e altceva. Nu, acum joacă fotbal. Joacă fotbal, da, pentru că... De joacă fotbal. Rugby. Da, de care mult timp se face cautul la Manchester United. Da, face lumea comparația, da, acum, vrând, da, da, nevrând. Adică mă gândesc la că nu degeaba el nu a acceptat postul de antrenor la Manchester United. La Young League, în urmă cu câțiva ani, Red Bull Salzburg e campioană a Europei. A avut Barcelona, da, a bătut astea, nu sunt întâmplătoare. Și de acolo, din generația aia, mai sunt deja apar spre echipele naționale. Adică nu e ușor să bați Barcelona, să bați Manchester Academii, City, da, să bagi, da, academii forțe mondiale, să nu zic europene. Mondiale. Și Red Bull Salzburg se numără printre câștigătoarele a Young League-ului, de când e format. Ceva mai devreme s-a încheiat o conferință de presă cu George Pușcaș, să-l ascultăm. Cred că dacă tot am ajuns pe valul acesta incredibil al competiției, sper să putem continua performanța aceasta incredibilă și să fim pregătiți pentru un meci mare. Sunt recunoscător în primul rând să pot să ajung la o asemenea competiție cu România, cu țara mea, și să pot să înfrunt unii dintre cei mai buni jucători din lume. Asta mă face să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu, să mulțumesc pentru că mi-a dat oportunitatea să pot să ajung să joc pentru România și să ajung să trec de grupe eu și echipa mea. Și cred că avem credință mare că putem să ne batem cu ei. Am demonstrat-o pe teren. Și ca să-ți răspund la întrebare, mă simt foarte entuziasmat să pot să fiu un teren, să putem să ne batem de la egal cu orice adversar. Sunteți generația de suflet, cum a zis selecționerul? Sunteți generația de români, cum a zis Sochiță? Sau generația fără complexe, cum spun fanii? În 2019
Am avut un grup la fel de frumos cum îl avem și acum și am plecat la fel cum am plecat și acum. Nu prea a crezut nimeni că noi vom putea ieși din grupa aceea de foc. Așa cum a fost și aceasta. Ca și valoare, cred că sunt ambele grupe au fost la fel de puternice. Nu știu dacă mă gândeam în acel moment că pot să ajung în semifinale. Nu știu dacă se gândea cineva. Dar sentimentul s-a construit pe parcurs, de la meci la meci. De la primul meci după victoria, de la primul meci după a doua victorie, după am realizat și noi ce putere avem și ce putem face. După ce am avut performanța de la tineret, mă gândeam că o să vreau să fac și asta la echipa mare. Simțeam că la un moment dat o să vreau să joc la un european cu echipa mare, pentru că sentimentele pe care le-am trăit atunci m-au făcut să vreau să mai trăiesc o dată ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat atunci. Și după tot ce s-a petrecut în calificări înainte de european, da, credeam că vom ieși din grupă, pentru că fiind neînvinși și având una dintre cele mai bune apărări și tot parcursul pe care l-am avut noi cu dificultățile noastre, nu cred că era un motiv care să mă facă să nu cred că de ce n-am ieșit din grupa aceasta. Ceea ce s-a constatat că s-a adeverit și am avut toți încredere în noi, în special familia noastră aici la Național. Am crezut că putem ajunge la un asemenea rezultat și continuăm încă să sperăm și la mai bine. Generația de suflet pentru mine e o comparație incredibil de frumoasă din partea lui Mister și tot ceea ce s-a spus și cred că remarcă calitățile fiecăruia dintre noi, a fiecăruia jucător. Noi chiar am pus suflet la tot ce a fost aici și la tot ce s-a petrecut chiar și înainte de calificări. Eu cred că calificarea asta s-a construit cu chiar înainte de calificări, cu puțin timp. De la dificultățile noastre, de la înfrângeri, de la dezamăgiri, acum ajungem să ne bucurăm și mai tare. A fost o mândrie enormă să văd mai degrabă ce au simțit fanii din de pe stadion. Parcă m-am regăsit în fiecare dintre românii care s-au aflat acolo și nu numai. M-am gândit la fiecare român din orice colț al lumii care se uită și e mândră că România s-a calificat. Am simțit o enormă mândrie și am fost foarte recunoscător, să zic, că am oportunitatea să trăiesc asta pe pielea mea, cu generația de suflet. Ianis Hagi a spus ieri la jurnalistă că nu suntem la potențial maxim, că avem încă multe de arătat, pentru că n-am ajuns la potențialul nostru maxim ca echipă. Unde crezi că ne situăm? La 100% ne-am calificat, noi fiind la potențial maxim. Ce înseamnă potențial maxim? Potențialul maxim probabil s-a referit că este loc de și mai bine. Este loc de mult mai bine. Bă, echipa, dacă a demonstrat până aici, poate să demonstreze în continuare și de ce să nu lăsăm spațiu și la un potențial mult mai mult? Să nu ne mulțumim doar cu ce am făcut până acum, pentru că așa se produc marile fenomene. Dacă nu te mulțumești cu ceea ce s-a întâmplat și spui mereu că poți să produci mai mult și că este spațiu să poți să faci mai mult. Cred că la asta s-a referit și cred că sper și cred cu tărie că avem potențial și putem produce din nou asemenea bucurii. Emoție mare și pentru el, cu siguranță. Ce avem noi aici? Cum spunea cine? Dem Rădulescu? Da, da. Tabloul optimilor de finală și sigur perspectivele în continuare, mai departe, pentru sferturi. Nu sunt scrise numele, bănuiesc că steagurile sunt ușor de recunoscut, mai ales că ziua drapelului când a fost, ieri a fost la noi ziua drapelului. Da. Ce alt mare avantaj avem prin câștigarea grupei, prin faptul că am terminat pe primul loc? Jucăm marți. Marți. Perioada suplimentară de refacere, de recuperare, adică, de antrenament, de pregătire. Să ne înțelegem, uite, dau exemplu Georgiei, că e prima în stânga. Da, da. Deci Georgia a jucat, în aceeași zi cu noi, sigur că mai târziu, ieri, joacă duminică. Două zile mai devreme. Georgia, de exemplu, repet, Georgia, da?
Slovacia, care a jucat cu noi ieri, joacă duminică. Nu știu că marți. Nu, fără doar și poate locul 1 îți dă niște șanse în plus. În primul rând, cel mai important astăzi, după o grupă foarte grea din punct de vedere psihologic, exact, din toate punctele de vedere fizic, stors ești. Toate s-a adunat, avem un avantaj fantastic, orice zi în plus, orice oră, cum? Orice oră importantă pentru a te recupera. Și noi, bineînțeles, jucăm marți. Pentru noi e ceva fantastic, ceva foarte bine din punctul ăsta de vedere, care poți să pregătești foarte bine și ca antrenor. Ai timp să-ți analizezi foarte bine și adversarul. Mare diferență. Adică toate... Din punctul ăsta de vedere, o zi liberă chiar. Păi bănuiesc că s-o da și o zi liberă. Astăzi probabil că e ceva, dar de plimbare, nu, nu ai timp de zi liberă la un când ai la dispoziție, vreau să vin, poate lăsa câteva ore cu familiile, o plimbare, nu știu ce, nu poți să ceea ce n-are de Slovacia, nu-și permite asta, care a jucat ieri cu noi. Din nicio șansă. Adică azi e joi, hai să zici că astăzi este, mâine fac un antrenament, ceva, sâmbătă pleacă, se mută și în alt oraș. Sâmbătă e ziua aia de drum, că și noi jucăm la München. Și ai scos-o din calcul. Ai scos-o din calcul. Și o zi de drum. De exemplu, Slovacia, care a jucat cu noi, are o zi. O zi de drum. Antrenament ca lumea. Nu o zi de odihnă. Nu-i zi de odihnă ziua. O zi aia e deja stresul, înainte de joc. Și am dezbătut aici la emisiune și cu Cosmin și cu Bogdan Cosmescu. După părerea mea, ucrainienii, eu nu țin langa cu asta, dar confirmă ce spui tu. Ucrainienii au greșit programându-și amicalul în Moldova. Trei zile dus în toți. Au jucat trei amicale, da. Au jucat Germania, Polonia, Moldova. În trei țări. Stânga împrejur în Germania. Și după aia intri pe teren. Păi tu ai nebunit? Ei au fost praf la meciul cu noi. Ei n-au stat în picioare. Nu. Ne-au mai ținut genunchi. Meciul puteau fi să doarmă încă două zile în plus, spune. Exact. Nu știu, meciul nostru... Bioritmul lor a fost la două zile după meciul cu noi. Corect. Deci ei au greșit grav de tot. Mie nu s-a părut că eu jucat slab. Nu! Deci nu i-am lăsat noi. Noi am avut... Este acord, bun. Dar n-au putut să ne facă față, n-au potență fizică. N-au avut nicio șansă. N-au potență fizică. Noi cum am cum o pregătit Edi, că până la urmă mânuța lui, gândirea lui, nu cred că l-a interesat sau... S-o fi uitat și la meciul cu Moldova, fără doar și 5-0, poate. 5-0, nu mai știu cum s-a terminat ceva. Chiar am văzut și ne-am și speriat, am și comentat pe aici, că mamă ce echipă. Ce încredere au ei, că după 5-0 cu Moldova și după 0-0 cu... meciuri egalitate, nu marcăm, ce face la campionat, cine marchează, ne puneam întrebarea. Da, 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 dar nu am avut gol la veraj după primul 3-0. Adică a ratat și... Penalti. Bă, nu dăm gol nici din penalti. Bun. Atunci cum dăm gol? Da, ne-a venit șansa la... Da. Din coace... A venit când trebuia. Și treaba aveam noi cu biciurile amicale. Nu ale întrebeau victorii. Am zis că nu a fost potrivit. Și eu zic la în continuare. Nu știu dacă a fost potrivit meciul, ultimul meci, atât de bine din punct de vedere. Dar nu știm. Adică s-a dovedit că... Vezi că nu e nicio regulă. Exact. Vezi că multă lume zicea că e meciul pregătit cu Liechtenstein, să-i batem și noi liniștiți, să te duci cu moralul bun, că ai o victorie, că dau băieții goluri, să pleci înainte. Probabil că asta a fost o justificare. Este una dintre variante. E una, ce să poate fi și varianta eu cealaltă. Eu sunt de acord și ce spui tu. Adică este un poate să fie o justificare oarecum că au avut meciurile așa și du-te vino și corect. Da. E un plus. Dar încă o dată, eu nu cred că Ucraina au putut juca sau să-și dezvolte jocul la ceea ce am pregătit noi. Eu cred că și pentru ei a fost un șoc, a fost o surpriză fantastică. Ei se așteptau poate pressing-ul avansat, i-a terminat. I-a terminat acolo și a surprins foarte. Hai să visăm, hai să ne imaginăm. Cu cine să încep? Să începeți cu stânga, începeți cu dreapta. Hai să lăsăm dreapta că e a noastră, partea dreaptă a tabloului, cum ne uităm noi, sigur. Că e a noastră, să începem cu stânga. Marius. Spania, Georgia. Nu se confunde steagul Georgiei cu al Angliei, că mai niște aproape, da. Bun. Vin start, discutăm... Mai departe, Germania, Danemarca. Georgia arată foarte bine. Georgia arată foarte bine din punct de vedere. Foarte bine, așa este. Nu cred că poate gata. Așa este. Nu o să fie ușor. Meciul cu Turcia pe care l-au pierdut. Dar totuși, da, exact. Deci și contraatacul ăla pe care l-au avut cu Cehia, la ultima fază, 3 contra 1. Discutăm de o Spania care chiar pur și simplu a jucat foarte bine, arată foarte bine viteza de joc. Zile de pauză, și să ne gândim că au jucat-o cu echipe care s-au închis, adică același lucru se va întâmpla. Georgia, echipă foarte bine organizată, același lucru. Bine, Saniol, da. Saniol e o surpriză mare pentru multă lume. Deja ai vizat prin Franța, pe la echipe. Da. Deci, Germania-Danemarca. Germania-Danemarca. Eu văd din start și aici. Germania mi-a plăcut. Germania arată destul de bine. Bun, joacă acasă. Dar și-a câștigat grupa în prelungire. Corect. Dar totuși
mi se pare favorită Germania, având în vedere are publicul, are totul de partea lor, dar Danemarca e o echipă care nu putem spune că e o echipă care din start e pierzătoare. Nu e top, dar echipă bună. Echipă bună. Mi se pare totuși meci predispus la prelungiri. Ține, vezi că o regi se înregistrează. Se înregistrează. Mai departe, că ne presează puțin și timpul și mai avem niște subiecte din fotbalul intern. Portugalia-Slovenia, cred că merge mai departe, dacă doar nu să ziceți că bate Slovenia, nu. Nu, eu zic că o să fie surprize. O să fie surprize aici? Vezi că în general, în general. Trebuie să fie surprize. În afară de aia de sus, din colțul din dreapta, care să mai fie surprize? Deci Portugalia-Slovenia. Portugalia, n-a jucat titularii, dar nu puteți discuta de... A fost Ronaldo pe teren. O fi Ronaldo titular astăzi sau rezervă la Portugalia? Dacă te uiți la cartea lui de vizită, e titular, nu? Dacă te uiți unde joacă și... Trebuie să dea gol. Sincer, eu sigur că da. L-aș vedea rezervă. Franța-Belgia. Atât au putut belgienii. Câștigau meciul cu Ucraina. E un meci care... Îl pierdeau rămâneau acasă. Bun. Sunt fan Franța. Sunt două țări care mi-e place ce dezvoltă. Și la nivel de infrastructură ce discutam, dar o văd favorită pe Franța. Cred că este cap de afiș al sferturilor de finală, nu cap de afiș. Să ne înțelegem, echipele de pe locurile 2 și 3 în lume. Corect. Clasamentul FIFA este 1 Argentina, 2 Franța, 3 Belgia. Clasamentul FIFA. Nu, eu văd Franța favorit. Acum aici toată lumea zice că nu și-au turat motoarele, că n-au pornit dieselul, că nu știu ce. Acum vreau să-i vedem. Dar niciunul nici alții n-au pornit. Adică în grupe echipele favorite ca un n-au demonstrat. Spania, Croația a plecat acasă. Croația, ce discutăm? Cea mai mare surpriză neplăcută. Exact. Lăsăm colțul din dreapta. Viitorii noștri adversari, Austria sau Turcia? Austria e echipa care mie mi-a plăcut foarte mult, dar nici Turcia n-a arătat rău. Aici văd, eu văd aici prelungiri? Echilibrat. Poate să fie prelungiri. Da. Păi sunt două cumva, e un stil un pic haotic al turcilor. Un stil foarte organizat al germanilor, dar din... Păi e Bundesliga austriacă, nu e o problemă, da? Așa se numește campionatul din Austria. Și din haosul ăsta combinat cu organizare s-ar putea să iasă ceva la limită. Eu văd un joc echilibrat aici. Se califică? Nu, verdict. Se califică Austria. Okay, poate fi după prelungiri calificarea asta, înțelegeți? Da, de calificare vorbim aici, nu... Părerea mea, da. Anglia. Anglia, ce face aici? Că vorbeam de surprize. Trebuie să fie Anglia-Slovacia? Da. Asta să fie surpriză? Nu știu. Păi se termină tablou. Și așa nu vreți. Dacă citiți presa din Anglia, și așa au făcut, ce fac cu ei? O să le păstrăm așa ca și comparație, că lumea ne mai ceartă pe noi, că îi criticăm pe tricolori, de ce fac englezii cu Anglia. Încă o dată, având alte așteptări, normal, alte așteptări de la cea mai valoroasă echipă ca preț ce a făcut al jucătorilor. Am citit o știre chiar nu știu, în gazeta. Bine, știi ce spun acum, că fac paranteză? Mulți dintre ei au jucat 50 de meciuri. 50 de meciuri la nivel și la intensitate și la presiune. Și nu au prea jucat la echipele de club. Un pic mai odihniță. Să știi că nu există, nu poate cineva să vină să-ți dea acum un verdict că se întâmplă asta pentru că. Corect. Nu știi sigur. Dar poate fi o explicație pentru că englezii joacă... Cosminii își recapătă biorinul și se recuperează. Nu știu că niciodată, atenție, din 66 Anglia n-a mai câștigat un trofeu. Și de-abia din a treia săptămână de turneu, de fapt, echipele astea încep să joace. Pur și simplu. Asta este biorinul, ăsta este... Așa s-au născut ei din totdeauna. Așa pentru că ei vin, ei joacă astfel de turnee inclusiv de la juniori, de la tineret și iau ritmul ăsta de 20 de ani sau de 25 de ani. La câte unele nu le iasă? La câte unele? Câte o semifinală? Da, ca finala aia la ultimul campionat. Totuși Anglia. Anglia. Se califică Anglia. Se califică Anglia. Și Italia-Elveția. Aici. Ce? Elvețienii care au trimis la barajul la campionatul mondial, eliminați de Macedonia. Să nu mai fie vreun penalti oricum. Să nu-l execute Jorginho. Ca formă sportivă, n-ar fi o surpriză dacă Elveția ar elimina Italia. Repet, ca formă sportivă, ca ce vedem pe teren. Surpriza este că Italia e deținătoarea trofeului. Și dacă ar fi eliminat aici, dar ca fotbal, nu e o surpriză dacă bate Elveția. Italia, într-adevăr, e... N-are generația asta, pare să fie. Păi, nici acum 4 ani nu credeam că Italia va câștiga. Nici și atunci au scârțit rău. Deși vedeți bine ce fac prin cupele europene echipele italiene, dar cu străini. Cu străini. Toate echipele care fac cupele europene fac cu străini. Și așa a fost și în anii 80 și în anii 70, doar că erau mai puțini străini în echipe. Elveția au un joc, totuși, mi se pare mai, nu știu, ceva în plus.
mie astăzi. Chiar dacă Italia e Italia, prin jocul ăla de organizare, urât, nu înțelegi nimic, dau un gol și la revedere. Deci cam asta zi, nu mai iau valorile cum erau, știu eu, Baggio și alții. Dar să mai lăsăm să treacă până la ziua, până la meci, câteva zile, să vă întreb de meciul din dreapta sus, colțul din dreapta de sus, sau spuneți acum? Ce ți-am zis la Belgia cu România, că ne bate Belgia la cel puțin 2 goluri, ne bate Olanda la cel puțin 3 goluri. Și mai avem până la meci. Ajungem în prelungiri. Ajungem în prelungiri. E, poftim, la. Asta nu înseamnă că nu putem... Asta nu înseamnă că m-a întrebat și Bogdan. Aici vorbim, ne vede lumea la televizor. Corect. Nu cu inima și cu ce ne dorim. Da, deci una, una alta, alta, ce vis... Ce... Măi, cine, e vreun român în țara? Măi, vreun român în țara asta să nu-și dorească? Bineînțeles. Eu nu pot să cred așa ceva. Nu. Că nu spunem că mai vedem un lucru care nu ni se pare în regulă, că putem să spunem că l-a jucat bine, că putem să spunem, sunt colegi cu care sunt de acord cu unii dintre ei când critică eventual să, eu știu, arbitrajul neavantajat, să zicem că se poate întâmpla. Asta înseamnă că nu iubim echipa națională. Nu, bine, n-are rost să discutăm acum. Olanda, chiar am urmărit-o, acum m-am uitat la câteva. Slabă. Sincer, nu-i de asta. Nu-i convine jocul nostru. Deci olandezi, mulți foști jucători, nu le convine că au picat. Deci Van der Vaart a spus... Van der Vaart și lui am citit. Van der Vaart a spus că meciul, ultimul meci al Olandei a fost cel mai prost meci pe care l-a văzut el, părerea lui, fost cel ceva fotbalist. A jucat și un ceva pic fotbal, și el. Puțin fotbalist. Cel mai prost meci pe care l-a văzut el al Naționalei Olandei. Deci eu părere personală... Dar tot el spune, s-ar putea să le prindă bine, apropo de povestea asta, că... multe critici și renaș după aia și uite că ai ajuns aici să le mulțumească portughezilor. Echipele astea mari au și nevoie de astfel de momente ca să se reîncarce. Corect. Apoi. După așa un meci prost... Mă, potențial au, să ne înțelegem. Sigur că da. După un meci prost vine contra, un meci senzațional. Ei au nevoie de chestiunea. În frunte cu Italia, în frunte cu Anglia, în frunte cu Germania, după o ploaie de asta de critici și după un meci slab, într-adevăr, te întrebă. O să vorbim. Mai avem timp până atunci. Vorbim până atunci. Haideți să vedem. Putem să tindem la cel puțin trei lucruri interesante și în campionatul nostru, în fotbalul nostru, să zicem, în campionatul nostru despre care se vorbește, chiar despre amânarea startului campionatului în cazul în care echipa națională ajunge în sferturile de finală. Sunt discuții măcar să ajungem acolo. Au ajuns acasă, s-au întors de la meci patronul Rapidului și președintele Rapidului Viorel Moldovan, Dan Șucu, cu informații legate de posibile transferuri în Giulești de la echipa națională. O atmosferă extraordinară, ați văzut-o și dumneavoastră. Puțin de spus, face parte evident din revirimentul fotbalului românesc de care am vorbit împreună. Ați făcut galerie României? Evident, toată lumea a făcut. Cred că eram 40.000 de români, eu așa că era toată lumea era, tot stadionul era în galben. Avem galerie europeană? Avem Mocert galerie europeană și începem să avem și echipă europeană. Cum va fi confruntarea cu Olanda? Asta o să vedem. Merge și acolo la meci? Mi-ar plăcea să văd. Să văd dacă găsim bilete. Suntem ghinioniști că am picat cu Olanda cel mai greu loc 3 sau norocoși că am câștigat grupa? Eu cred că România a făcut o figură extraordinară și sper din toată inima să continue să facă în același fel. Ce jucători v-au impresionat? Toți. Mință, absolut toți. Omul meciului? Dar ce mult mi-ar plăcea să vină la Rapid. Frumos. Exact ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. Am obținut un rezultat de egalitate care ne-a dat posibilitatea să ne calificăm de pe primul loc. Din păcate, întâlnim Olanda, pentru că prietenii noștri portughezi au fost cum se cade, să spun așa, cu Georgia. Am fi putut întâlni Slovenia, dar până la urmă, normal, fiecare își face calculele în așa fel încât să fie cât mai avantajos pentru el. Avem șanse cu Olanda în condițiile în care le lipsesc multe vedete? Sigur, avem șanse de fiecare dată împotriva oricărui adversar. Când începe jocul, șansele sunt 50-50. Chiar dacă de multe ori pe hârtie adversarul poate este favorabil, poate are calitate individuală mai bună. Oricum, echipa națională a arătat la acest turneu final un spirit de luptă extraordinar, o unitate de grup fantastică, ceea ce a adus la acest succes frumos obținut de către băieții noștri și ne bucură acest lucru. Ce jucători v-au impresionat? Per total, m-a impresionat până în momentul de față echipa foarte mult.
fără această unitate, fără acest spirit, fără acest sacrificiu din partea jucătorilor, fără această luptă și solidaritate vis-a-vis de parteneri, nu puteam realiza acest lucru la acest turneu, să ne calificăm de pe primul loc, chiar cu 4 puncte, într-o grupă destul de complicată. Individual pot să remarc aici, să scot în evidență pe Floriniță, care a fost fantastic de fiecare dată, pe Drăgușin, pe Drăguș, pe Marin, ambii Marin și Răzvan și Marius, pe Stanciu, pe toată lumea, adică până la urmă trebuie să remarc că fiecare jucător în parte și-a făcut treaba și au fost senzaționali. Domnul Șucu a spus că și l-ar dori mult de tot pe Niță. Și eu mi l-aș dori. Florin știe lucrul acesta, dar și, e complicată situația. Știi, greu de convins? Păi e greu de convins. Normal, când ai atâtea oferte, pentru că are foarte multe variante în momentul de față, din străinătate, e complicat. A pus presiune pe dumneavoastră, domnul Șoc? Nu a pus nicio presiune, nu. Spunând că și-l dorește, ce? Normal că și-l dorește, da. E greu să concurez cu, cu unii, cu alții. Și el are în cap altele, de oricum e un băiat senzațional pe care eu îl apreciez foarte mult și e o plăcere să discuți cu el. Trebuie să aibă grijă și el de familia lui, de viitorul lui, e pe final de carieră și trebuie să se pună în siguranță, pentru că viața de fotbalist e foarte scurtă și normal, dacă ai oportunitate mult mai avantajoasă, trebuie să-i dai curs, nu trebuie să pierzi timpul. E și Rus o țintă pentru Rapid? Toți sunt ținte. Orice internațional este o țintă pentru Rapid. Ce să zic, interesant. Răspunsul domnului Șucu, interesant, întreba dacă omul meciului i-a plăcut și că i-ar plăcea să vină la Rapid. Omul meciului desemnat de UEFA a fost Lobotka. Ok, omul meciului pentru noi. Meciului în mod oficial Lobotka. Nu cred că l-ar vrea, probabil. Cine nu l-ar vrea? Că îl vrea și Barcelona pe Lobotka. Nu e asta o problemă. Dar Niță, 37 de ani face, dacă nu greșesc, a doua zi după meciul cu Olanda. Face 37. Liber, a încheiat socotelul. Nu cred că pentru Niță clar că putem discuta de vârstă. Da. Astăzi. Adică te poți baza 2-3 ani. Niță ne-a ajutat mult în turneul ăsta. Nu putem discuta de asta. Pentru că e un băiat serios. Am auzit declarația lui Tene, care pentru noi a fost atât de emoționantă și atât de cât de emoție discuta, vedeai corectitudinea și am înțeles, știm toți și despre portar bun, și portar fantastic, portar adică și în tot ce a făcut. Asta e important. Dar s-ar putea să prindă un contract mult mai bun. Foarte bine. Dar vine pentru cum au discutat patronul clubului și cu președintele clubului, ceva i-a ridicat mingea la fileu puțin. Așa am simțit. Dragilor, mulțumesc mult. Mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Seara bună.